Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Astăzi e Vinerea Mare și la noi e obiceiul să vopsim în Vinerea Mare ouăle. Și ne-am hotărât cu Miriam, au fost la școală, au venit acasă și ne-am hotărât să vopsim împreună. Am pregătit aici de ce avem noi nevoie și vă arătăm și vouă. De exemplu, o să vopsim 16 ouă. O să vopsim câte 5 din fiecare. Culoare. Culoare, da. Bună, eu am 3 culori. Uitați-vă aici. Am așa de la Carmin. Am ales roșu, verde și ăsta e un albastru închis. Deci asta 3 culori o să facem. Am pregătit 3 boluri cu lingură, fiecare de gresat, spălat. Și avem ulei de oțet. Oțet. Adică oțet avem, nu ulei, mi s-a obișnuit cu mâncarea cu uleiul. Avem oțet care o să punem în vopsea. Prima dată am pregătit numai ce ne trebuie și acum să vă spun povestea cu iarba. La noi, așa, când eram eu copil, știți că eu am stat la țară, am crescut la țară, tot timpul noi strângeam iarbă și puneam ouăle în iarbă. Acum, normal, la oraș nu se mai pune în iarbă, se pune în șervețel, ați văzut. Pe masă, na, cine cum are, ce are, cum poate. Eu m-am hotărât cu Miriam să merem, să strângem iarbă și să punem în iarbă. Noi am fost, am strâns iarbă și eu și Miriam, am spălat-o și am pus aici în bol. Așa că vedeți iarbă la noi pe masă, care a fost strâns de mine și de Miriam. Am găsit foarte greu, că la oraș nu prea se găsește iarbă oriunde. Știți că mai mult beton decât iarbă. Acum nu e iarbă, sunt mai și frunză de păpădie, mai de toate nea, dar în final asta e ce am găsit, aia am cules. Și să știți că Miriam abia o cules, mai mult am cules eu decât ea. Așa că după 40 de ani am mai fost la cules de iarbă. Să spună Miriam cum a fost mami la cules de iarbă. Bine. Da, ai știut să culegi iarbă. Ai mai cules vreodată? Da sau nu? Da. Da, da. Da, iubire, așa. Și până vreau, o să mai vorbim cu Miriam, deci eu am spălat și ouăle, uitați-vă aici, am pregătit, am pus și apa la fiert să fiarbă și acum o să punem ouăle la fiert. Noi nu vrem să fie foarte, foarte tare, dar nici moale, trebuie să fie fiartă. Nu piatră, dar să fie bine fiartă. Lăsăm 10 minute, nu mi-ai? Da, 10. Dacă vreți mai tare, vreo 12 minute. Da. Așa că uitați, acum luăm ouăle și o să merem la aragaz, unde eu deja am pregătit acolo o oală cu apă. O să băgăm și sare în apă, știți de ce, nu? Băgăm sare în apă, fiindcă dacă o descojim, să se iei mai repede sarea. Coaja. M-am îmbătat de la cules de iarbă. S-a îmbătat, vorbim. Așa că, haideți, aici să vedeți. Uitați-vă aici, avem apă care am pus în ala asta, îi dau focul mai tare, că ea fierbe, vedeți, uitați-vă aici, arată că fierbe, punem ouăle câte una și foarte încet, să nu se spargă. No. Eu cum le pun, ar trebui cu o lingură, nu? Da. Hai să pun cu o lingură, că le sparg, știți? Da, așa, că dacă dau una bine. Deja am spart, că am dat cu ea de fum. O să mai duc vă două din frigider, că da, cu siguranță o să mai crepe una, două și atunci să avem vă două în plus. Dar ce să facem, asta este, greșim și nu-i cum vrem noi, dar voi vă înțelegeți că se mai întâmplă la toată lumea așa ceva. Nu știu voi dacă vopseați ouă când erați mici, dar nu. Și dacă nu vopseam noi, vopsea bunica mea sau maica mea, noi eram călare acolo, nu scăpa de noi. Uitați, am băgat tot, dar mă duc să mai aduc încă două, că deja una, două crăpat. Da, păi
Ajunge că nu prea au loc aici, mori. Dar ce să fac, Mihai, cu o crăpa deja? Nu e baia acum, faci 14. Nu, de fapt se folosește și pe alea crăpate. Oricum poate ele mai crapă. Trebuie să ne uităm la ceas. Uite-te, Miriam, la ceas. Cât e ceas? Pe telefon, tati. Apă o spăl și pasta. No. Uitați-vă aici. Vedeți? Una și mai una. Două. Am mai dus două care le-am spălat și am pus în ea. Acum ce facem? Eu iau un praf de sare și pun, uitați așa, un praf de sare în apă pentru ca să se descojeze și are și ole mai bun gust. Dar la ce azi? 4 și 15. Deci până la 4.25 le lăsăm și revenim când le-am scos. Și, dragii mei, acum am luat mănușă, am o pereche de mănuși, dar una am dat-o la Miriam, una mie. Deci lucrăm amândouă și lucrăm cu mâna dreaptă. Fiecare a pus una pe dreaptă. Și acum ce facem? Până știți că am pus ouăle la fiertră, vă lăsat după cea 10 minute să fiarbă. Până atunci noi pregătim, măcar să fie pregătit, tai colțul, uitați, am pregătit și foarfeca, vopselele, tot, avem oțetul, covragul, că după ce vopsim, le scoatem direct pe covrag, ca să nu cumva să pătăm masa. Am pus, dacă ați văzut, și șervețel, să nu pătesc fața de masă, că știți că cu ăsta trebuie umblat foarte fin, că unde pică nu mai iese, să știți. Și atunci încercăm să lucrăm așa, cu grijă. Eu le pun vopseaua și Miriam o să le bage ouăle, le scoate ouăle, așa că mă ajută și ea. Na, haidea să tăiem colțul. Sper să nu mă murdăresc. Uitați așa. E culoare albastră. No. E un albastru foarte, foarte închis. Așa am ales noi. Acum nu știu cât de mov, cât de albastru. O să vedem noi. Uitați, încerc să scot tot din ea. Vedeți? Așa. Nu aș vrea să ne murdărim. Stai, mami, las-o aici că le ia mami după aia. Ca să nu ne murdărim cumva. Am pus albastru. Uitați, o punem aici așa. Acum luăm verdele. Să nu punem și lingura acum în ea. Uitați. Tot așa, tăiem colțul. Foarte bine. Și golim cu atenție ca să nu dau pe masă, că pe mine aia mă interesează, să nu murdăresc masa, să știți. Ce fain e culoarea verde. Uitați-vă aici, am pus și culoarea verde, acum ultima culoare. Asta e un roșu, dar na, o să vedem cât de roșu e. Am pus în bolurile astea de sticlă, știți, că asta se spală și se ia. Că este care nu se mai ia, știți? Și atunci n-aș ia, că eu asta le folosesc numai la așa ceva. Cât am pătat aici și n-aș fi vrut, dar ce să facem? De la Miriam. Ai grijă, pune direct la coș. Pune, las cu tine, mami, să nu murdărești, că o să spălăm. Aici un pic am pătat, da. N-are nimic. Da, acum punem și roșu. Și acum, după 10 minute, vreau să vă spun, luăm apă fiartă, punem în vopsea și după aia punem oțet. De-aia am lingura, că cu oțet punem oțetul cu lingura și ouăle scoatem cu lingura, nu cu mâna. Și le punem aici în covrac și să vedeți ce culoare ne iese.
O să ne ajută și Miriam, cum v-am spus, și o să punem în iarbă. Poate vine, nu știu, dacă până acum nu a venit iepurașul să ne aducă ceva, ciocolată, ou, deci nimic nu ne-a dus, chiar nimic. Înseamnă că n-am fost cu minți, nu? Că nu ne-a dus nimic. Am zis că la noi așa, pe lângă ouăle astea colorate, mai pui ceva acolo, roata, dar acum o să fie fără ceva. Nu avem. Păi dar poate nu o să vină un iepuraș doi, o să vedem. Doi iepurași rătăciți. Așa că să știți că Miriam e foarte cu minte, abia apucă să mă ajută să facem ouăle, să vadă și ea. Și cum v-am spus, cu strânsul de iarbă, prima dată când Miriam strânge iarbă. Ai mai strâns? Mai strâns. De două ori am mai strâns cu pași când a fost și vecina Mădălina și Maria. Și când mai a fost și cu Maria. N-am știut. Eu n-am știut. Păi n-ai știut tu, dar eu mai strâng, eu țin minte. Da? Nu, da, bine. Maria... Înseamnă că e Miri fată mare. Gândiți-vă, da. Noi meream de la 2-3 ani să strângem iarbă, nu de la 10. Așa că, dragii mei, o să revenim când vopsim ouăle. Dragii mei, după cum vedeți, am fiert apa în fierbători și acum punem apă fierbinte peste vopsea. O să punem până la un nivel, am măsurat atâta, că o să mai vină și oțet și ouă, să nu deie pe afară. Cam atât. Și asta iară. Cu cât pui mai puțin, atâta e culoare mai intensă. Atât. Și acum o să luăm o lingură. O lingură curată, nu cu care umblăm în vopsea. Și punem oțet. Punem oțet în fiecare și după aia bag lingura și le amestec. Punem prima dată, eu zic că 3 linguri ajunge. Și 2. Două mori, n-are rost să pui 3. Două cu vârf. O trebuie să fac eu ceva. Ce să facem? Să întâmple. Te rog, ajută-mă. Hai. Cum se pune pe care lingură la culoarea ei? Aici, la albastru. Aici, verde. Așa. Și aici, roșu. Nu bagi lingura aia aici. Cu lingurile astea lucrăm. Și acum eu mă duc să aduc. Uite, pot să lucri cu asta. O să vă aduc ouăle. Eu aduc. Aduci tu? Aduc eu ouăle, pun aici și luăm din, o să vă arătăm imediat. Dar n-ai oprit aragazul. Miriam ne ajută. Tu le scoți, iubita mea, din vopsea și le pui aici frumos în cufrag. Maica ta le pune în vopsea și tu le scoți, dar lăsate puțin în vopsea câteva minute. Da. Deci, este care s-or spart. Da. Da. Ce să facem? Așa. Mai iubită, învârți ușor. Uite, face așa, cu lingura, așa, cu lingura. Ușor, la roșu. Încet, încet, să nu foarte dai cu încet, jos. Așa, un pic o miști, foarte puțin. Și lăsăm ca să intre culoare bine în el. Ia, ce fain e, foarte fain. Uitați-vă aici ce culoare minunată. Hai să vedem și pasta verde.
foarte frumoasă și ăla. Încearcă cu mâna stângă, că cu mânușa poate ții de ou, tati, când îl pui în cofrac. Vrei să spartă prima mami? Uite, ridici, hai aici să vezi. Uite, ridici așa în sus, vezi? Sus, sus, sus. Dar nu așa faci bine. Și-am zis, luați cu mâna stângă lingura și cu mânușa puneți pe ou, ca să nu vă vopsiți. Pune alt ou. Așa. Dacă ați luat mânușă. Așa. Și... Așa e la îndemână. Trebuia să pui mânușa pe mână stângă atunci. Da. Da. Da, o culoare intensă. Sunt foarte fierbinte, ouăle. Că gândiți-vă că... E așa, trebuie fierbinte. Da. Ușor la roșu, iubita mea. Eu zic că intră să nu... Iubita mea, cu mâna care nu ai mânușă, faci cu lingura, cu stânga. Da, iubita mea, așa, ușor și așa, și acum pui mâna. Ce să nu dai pe jos. Așa, ca să nu te vopsești. Alta. Na, scoate. Ușor. Cine ăsta e roșu? Cine ăla roșu? Scoate și din aia albastru, mă, să nu dai pe jos. Încet, încet. Cu mâna stângă, lingura, iubita mea. Să nu dai pe jos. Așa, trebuie să puneți mâna, mânușa pe stângă atunci. Aici nu v-ați dat seama că... Și ouăle noastre sunt gata imediat. Lăsăm să se usuce. Ce drăguț arată. Da, e o cârpă cu untură, așa făceam noi, le ungeam sau cu ulei, să strălucească. Dar ce zice ăsta, că e crăpată, să o vopsim? Ăla, lasă-l așa, mănâncă bine. Pune-l așa, nu numai că intre culoarea în el. Ăla-i vopsit, spartul. Gata. Încerc. Dar nu se grăbește, că dacă îl scoți repede, vezi și verde mai deschis. Dar aia vreau. Aia vrei? Nu. Asta am știut. Și roșu ăsta. Și roșu. Tu vrei mai deschise. Albastru nu merg. Lasă acum, că la urmă. Am terminat. Am terminat. Uite cât vopsea nu rămas. Foarte mult. Trebuie să pui apă mai puțină. Nu mai vopsim, nu, ajunge. Deci, lasă să se uște, să facem curat, să luăm vopseaua și apa. Și o să revenim, că o să ungem cu o cârpă, luăm un pic de șervețel și ungem. Și o să punem frumos pe iarbă, o să le facă Miriam lucrul ăsta, numai eu fac curat. Uite... După cum se vede, noi am vopsit, atâta ne-a ieșit, e culoare închisă. Da, uitați, acum am luat un șervețel, am dat-o cu ulei și acum îi arăt la Miriam cum să facă ea, că o să facă ea mai departe ole cu un pic de luci. Deci ține șervețelul așa în mână, iei ou, pui așa pe capăt, învârți, o întorci și dai peste tot, uite așa. După aia îl pui aici lângă. Iei iar de aici, încet că scalde și aici lucri și să nu le scapi. Nu strângi foarte tare, finuț, încet și dai peste tot.
să fie dat peste tot așa, să lucească. Foarte bine. Și pui aici. Mâna ții deasupra pe cofrag în caz că scade o utati, să cadă pe cofrag. Ia părând, nu părând. Oricare culoare. Deci oricare, că toate trebuie dat, nu rămâne niciuna nefăcută. Dă așa, pui așa în vârț, peste, așa, peste n-o scap. Cum mai șterge ouă de praf. Exact. Așa faci cu ulei, așa. Foarte frumos, uitați cum lucește, ce luciu are, ce culoare frumoasă. E adevărat că-s culori închisă, era mai frumoasă, eu zic că dacă erau mai deschise, dar e bine așa cum e, e scălduță, da, e fierbinte. Da, eu zic că arată foarte bine, dă pe toate mami și după ce le-ai dat, le luăm de acolo și le pui aici cum vrei tu, în ce formă, în ce ordine, pui, le aranjez și le lăsăm pe masă. Deci am vopsit ouăle cu Miriam, uite aici nu-i dat, tu te grăbești, aici nu-i lucește, vezi? Încet, să n-o scap. Prima dată jumătate și după aia jumătatea aia la altă. Așa. Și atunci e sigur că-i dat peste tot. Bravo! Deci ați văzut ce fetiță cu minte am. Știe să facă tot. Știe să vopsea. Te grăbești. Aia nu-i dată. Uite, aici n-are luci. De ce te grăbești așa de tare? V-am spus, așteaptă un pic. Ții șervețelul, uite așa, desfăcut. Așa. Și pui ouul în capul în jos și învârți așa, întorci invers și faci tot așa. Și atunci e imposibil să rămână nefăcut. Deci, așa. Încet, să nu le spargi. Să ștergi peste tot. Da, ca când ștergi praful, cum o zis tati. Așa, bravo, ca când ștergi un lucru. Sau... Dar nu te grăbi. Nu, tu ești grăbită. Da, foarte se grăbește încet. Și nu dă peste tot. Ai răbdare, tati, trebuie să ai răbdare. Altfel nu faci lucru bun dacă te grăbești. Păi dă, dă, mai departe. Nu, mai dă tu acum, că e cald, poate o... Bravo, iubiță. Bine, bine. Arde, că e foarte... Da, e foarte fierbinte, fierbinte, da. Da. De-aia se grăbea ea. Da, dar nici nu spune, măcar să spună, tati, foarte fierbinte. Să știm ce se întâmplă. Și acum? Nu mai iei câte unul și le așez. Cum dorești tu pe farfurioara aia? Uite. Trage farfurioara aici încet, lângă tine. Nu te grăbești, uite, fui în fața ta. Acum aici avem niște iarbă. Acum asta e. Pui așa, mami, roata. Cum vrea ea? Am făcut roșii cam puține. Trebuia să facem mai puțin verde. Verde-s mai mult. Nu pune roșu lângă roșu, că nu-i frumos. Le asortez așa, să fie frumoase. Unul roșu, unul albastru. Să nu dai unul lângă altă, că le spargi. Pune-le pe toate. Pune și aici, așa. O să pun. Roșu pune aici. Așa. Și aici mai pune un roșu aici. S-a grăbit Miriam. Astea zăule lui Miriam. Vopsite. Bine, sunt fierbinte, dar trebuie să le aranjez. Da. Aici e prea gol, vezi, uite. Da. Și ăsta aici. E scufundat aici, ouul ăsta. Asta le luăm. Ia să luăm și asta. Și... Cam asta a fost cu vopsitul ouălor. Da. Așa că, dragii mei, așa arată ouăle noastre. Eu zic că sunt foarte frumoasă. E o culoare mai închisă. Dacă era și ceva mai deschis, un roz mai deschis, un albastru mai deschis,
arătam, sau în galben, arăta mai minunat. Nu mai avem culoare foarte închisă. Trebuia să facem 5 verzi și 5 ăsta și erau 7 roșii. Da, da. Roșii am făcut mai puțin. Da, acum nu-i baie foarte bine și așa, nouă ne place. Așa că uitați-vă aici, asta e făcută de Miriam, avem ouă de Paști, deci avem 18 ouă făcute, nu? Da. Cum 18? Așa, 18, numără să vezi. 6 de fiecare culoare. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Da, 18, da. Deci 6 de fiecare culoare și avem câte 3 culori. Așa că eu zic că arată foarte bine. Eu zic că și vouă vă place. Așa arată ouăle de Paști, vopsită de noi, simplu și rapid, ca de obicei. Cum avem și rețetele, simple și rapide, așa și ouăle făcute. Nu sunt complicate, nu sunt foarte, nu știu cum, de durată, doar în câteva minute noi, eu cu Miriam, am vopsit ouăle, v-am și arătat, am și pregătit, am pus, o să rămână pe masă, să le vedeți și, bineînțeles, o să și dăm la copii, o să mâncăm și noi și asta nu-i voie, nu-i voie, nu, Paște. Nu-i voie, nu, asta nu-i să se ciocnește. Duminică. Așa că nu-i voie. Așa că, dragii mei, nu rămâne decât să vă mulțumim că ne-ați urmărit. Urmăriți-ne și în continuare, vă lăsăm. Sărbători fericite! Și vă pupăm! La revedere! La revedere.